Băi băieți, un mic plot twist, ca să vă zic așa, acest episod din păcate nu va avea webcam pentru că este filmat pe data de 9 august la ora 2 noaptea, da, nu întrebați, și era practic cu o zi înainte să plec eu în Grecia, așa că vă rog frumos să mă iertați că nu am webcam-ul pus, doar că, mă rog, că nu am webcam-ul la filmare, doar că, nu știu, noaptea când vreau să filmez, pur și simplu e foarte întuneric la mine în casă și gen, nu știu de ce, dar pur și simplu webcam-ul meu nu vrea să meargă atunci când e întuneric. Nu știu, nu mă întrebați de ce. Însă da, din păcate în acest episod nu vom mai avea webcam, așa că îmi pare rău, nu o să mai vedeți față de Milog. Doar că înainte să înceapă episodul, eu zic să punem intro-ul nostru vechi, dacă îl mai țineți minte. Pentru că nu l-am mai pus de mult timp, nu? Hai să-l pun. Ei bine, salutare, fraților! Bine v-am regăsit la un nou episod de My Summer Car. Poate să vă întrebați, băi Milogule, dar unde este webcam-ul tău? Ți-a murit webcam-ul? Ei bine, nu mi-a murit webcam-ul, însă, practic, eu în două zile plec în Grecia, mă rog, practic, acum când filmez, acum nu știu când o să postez acest episod, este posibil să-l postez după ce vin în Grecia, acum nu știu ce să zic. Bine, fraților, după cum știți, în episodul anterior, practic, am dat prima cheie la mașină, am pus-o pe picioare, să zic, și am făcut un test drive și, bă, într-adevăr, merge mașina, nu zic nu, însă problema este că nu prea merge motorul așa cum trebuie, adică mașina merge, funcționează, dar nu este reparată, ceea ce mă cam supără, sincer. De asemenea, dați-mi o secundă să fac și o pipilică aici, okay, fac și o pișu pe mașina asta, că ce dracu, e o rablă. Dar mă rog, e o rabă, dar merge, adică își face treaba, teoretic. Așa că, dacă dăm noi aici de capotă, după cum vedeți, aici avem noi motorul. Și în episodul anterior am făcut partea electrică, însă problema este că mașina noastră este cam stricată, nu e reparată full. Ce dracu s-a auzit, nu știu. Ideea este că gen, noi trebuie să o reparăm. Trebuie să o ducem la fletari și, după cum ați văzut data trecută, ne-am uitat pe acel programel, pe Muscle Editor, și mașina noastră, gen practic piesele din ea, gen componentele, gen pompa de apă și pistoanele și celelalte piese de motor, sunt stricate. Așa că în acest episod m-am gândit eu că ar fi mai bine să mergem să reparăm, mă rog, să schimbăm piesele de motor, să ne înlocuim cu unele noi, practic niște piese brand new, adică niște pistoane brand new, pompă brand new, ca să meargă mașina cum trebuie, pentru că probabil de-aia accelerează așa greu, este din cauza că piesele sunt stricate. Adică, practic, hai să pornim mașina, să vă arăt și vouă că, gen, bă, funcționează, n-are nicio problemă, teoretic, știi? Adică, uite, pune contactul, pornește, însă este o problemă. Uite, dacă o accelerăm, după cum vedeți, nu prea, gen, nu știu, nu prea accelerează așa cum îmi doresc eu. Adică, uite, o turăm. Și uite, parcă asta de turații, nu știu, să zice așa, mai greu sau nu știu cum să vă zic. Pocniște acum țeava de eșapament, pentru că e cifra asta ridicată, dar după ce o să scadă nu o să mai pocnească. Așa că în acest episod nu prea avem de ales și trebuie să mergem la fletarii să înlocuim piesele de motor, să punem piese noi. Însă, eu zic, prima dată să ne plimbăm pe aici prin oraș. Să găsim o cijmea de apă, pentru că după cum vedeți am sete aproape la maxim. Însă, în acest episod vreau să mergem la fletarii ca să reparăm mașina. Așa că haideți să-i dăm drumul. O să facem noi așa. Uite, gen, asta e problema cu mașina, pentru că accelerează mai greu decât de obicei. Și nu prea îmi convine treaba asta. Adică, vedeți, merge așa mai, nu știu cum să zic, merge cam ciudat. Bine, hai să găsim undeva o cijmea. Nu știu, se turează foarte greu mașina, aia e chestia. Și asta nu-mi convine. În fine, hai să găsim undeva o cijmea de asta de apă, ca să putem să bem și noi niște apiță, dacă știți cum zic. Bun, deci în acest episod vreau să reparăm mașina complet. Să-i schimbăm toate piesele de motor, văd că nici frâna nu mai ține. E ok. Uite, și gen, problema e că mașina abia dacă stă pornită. Pentru că, uitați-vă și voi, linia asta de la RPM nu stă pe
pe liniuța asta unde arată 10, înțelegeți? Asta e problema și e stricată mașina, adică nu e complet reparată, trebuie să-i locuim noi toate piesele de motor. Însă hai să bem niște apică. Hai, hai, bea apă, bea apă. Bă, îmi pare rău că nu am webcam-ul pus, dar n-am ce să fac, adică, din păcate, na, așa e când n-ai webcam-ul cumpărat și așa e când îți folosești webcam-ul de la laptop, dar în fine, știi ceva, chiar nu mai contează, atât timp cât putem să filmăm, eu zic că n-are nicio problemă. Prima dată hai să trecem pe la Temo, să trebuiască să ne cumpărăm, să cumpărăm niște ulei, pentru că o să înlocuim, practic, toate piesele de motor. Ok, bă, mașina merge. Adică, după cum vedeți, bă, merge ok. Gen, se comportă ok pe drum, nu derapează sau ceva. Însă cu cutia asta de viteze, cu accelerația asta e problema, știți? Nu oprim motorul. Și are unele momente în care, stați puțin, vedeți beculețul ăsta, gen, aici? E bine, practic, dacă scade sub 10 RPM-ul, începe să fie cu roșu. Și nu e ok, chestia asta este de la alternator. Trebuie să schimbăm și alternatorul. Dar... n-am ce să fac, da, așa e jocul, așa e jocul. Salut, Teimo, am de la tine nevoie de niște ulei, culant și mai dăm niște de-astea de frână, dăm și o baterie dacă ești băiat bun și vreți să vopsim mașina? Dar oricum vopsim la fletarii, nu cred că ar trebui să fie vreo problemă. Bun, îți mulțumesc, Teimo. Da, desigur, desigur. Teimo este cel mai bun prieten al nostru, cel cu magazinul. Acum, nu știu dacă o să filmez tot episodul în seara asta, probabil nu. Însă o să-mi dau silința. O să-mi dau silința. Dacă nu asta e, îl filmez, nu știu, ori următoarea zi, ori habar n-am când o să-l filmez. Bă, că a sosit autobuzul. Ok. Bun, am luat și wiring mesul ăsta, pentru că gen o să avem nevoie de el atunci când vom da motorul jos. Bun, am pus tot ce ne trebuie aici. Iar acum trebuie să luăm colantul. Culantul? Mai mă, că în teorie mașina merge, dar gen... mai trebuie să reparăm noi câte ceva pe acolo și... pe la motor și după aia o să meargă bine. Ok, bă, măcar nu știu, adică măcar... nu e, gen, nu mai e cum era la început, când i-am dat prima cheie, gen, să... efectiv să nu poată să plece de pe loc. Mă, bă, ați auzit cum a scârțuit? Efectiv, mașina s-a scârțit în toate încheieturile. Adică mașina, v-am zis, în teorie merge. Adică uite, gen pot să merg așa cu ea liniștit. Gen pot să merg așa la infinit, dar nu prea pot să zic că sunt mulțumit. Adică sincer se putea mult mai bine cu mașina asta. În fine, hai că am ajuns și la fletarii cu vorba mea cu tot. Ok. Ok, e bine. Bun. S-a făcut un 13 aici. Ok. Haideți că am și ajuns și acum o să facem un pas destul de important. Și anume o să demontăm motorul. Satana! O să demontăm motorul. Îl avem aici pe fratele nostru, Fletari. Terve, terve. Îmi pare rău că se vede prea luminat, dar... am mai... Da, jen gura. Am dat graficile, gen am mai schimbat niște setări grafice ca să nu se mai miște așa pe jocul, știți? Bun, așa că haide să-l ignorăm pe fletarii și să ne apucăm de treabă. Așa că băieți, fără să mai stăm pe gânduri, umblăm în acest setar și avem o cheie mai specială aici. Practic cu cheia asta poți să înșurubești și să deșurubezi mai repede. Și chestia asta o să ne ajute, așa că o să deșurubăm motorul și o să-l demontăm. Bă, nu mi-a trecut prin cap, vere, să iau piese noi de motor. Mă rog, să iau piese noi, știi? Ok, nu aveam un plan să se întâmple chestia asta, efectiv a zburat cu totul. Da, asta este care frână rămână trasă. Stai, frate. Stai mă aici, mașină stupidă, chiar nu poți să stai aici? Vitu. Doamne. Hai. Acum, n-ar trebui să
Well, well, well. Hai că deja am dat-o în alte alea două, dracu, frate. Hai, vereți, bă, joc de mine, pe bune acum. Ia, trebuie să mă chinui cu mașina asta să ajung până la fletarii. Deci nu mai supor vele, da? Mă rog, o să repară mașina în episodul ăsta. O să încerc, nu opri motorul. De ce, frate? Rău, am plecat de aici. A, trec cu mașină, nici 130 nu prinde, da, mă rog, o reparăm noi în episodul ăsta, vă promit eu, chiar dacă nu pot să-l filmez dintr-o singură bucată, gen din prima, iar dacă nu pot, sincer nu-mi pasă, adică na, nu știu exact, adică voi deja știți când vedeți episodul ăsta, dar na, eu nu știu când o să-l postez, nu știu dacă-l postez după ce mă întorc în Grecia sau înainte să plec, habar n-am, pentru că eu încă n-am postat episodul anterior. Adică în momentul în care filmez eu episodul ăsta, încă n-am postat episodul anterior pe care voi deja îl vedeți, îl aveți pe YouTube. În momentul în care vedeți episodul ăsta, dar nu. Eu încă nu am postat episodul anterior. Bun, acum mi-am învățat lecția și o să salvez. Da, hai să punem mașina aici. Bun, hai să salvez totuși. Pentru că este esențial să salvăm în jocul ăsta. De asemenea, să nu... Păi, a, e aici. Bun. Eu zic că ar trebui să fie ok. Iau zon. Iau că se învârt. Că se învârt acolo cilindrii sau habana. În fine, haide să îi dăm noi drumul. Și să salvăm și revenim imediat. Cât filmăm, important este că filmăm. De ce dracu mi-a căzut trusa sub mașină? Habana, sincer, dar nu mai contează deloc. Așa că haide să... Să dăm aici la hoodlock și să ne apucăm de treabă, să demontăm motorul ăsta. Este aici să împingem puțin mașina. Bun. Prima dată hai să scoatem, nu știu, hai să scoatem capota. Practic cu această cheie o să înșurubez mai repede. Gen are o setare, vedeți acum apăsăm F și acum poți să înșurubezi, doar poți să înșurubezi. Dacă dai de rotiță în jos să înșurubezi, gen indiferent de ce o fi. Dar dacă vrei să-l deșurubezi, apeși din nou F. Cum a deșurubezi? Adică e mișto rău cheița aceasta. Și chiar e de folos. Adică n-ai mai bună decât aia pe cheie. Și de-aia am zis că aducem la fletarii. Bun, o să luăm capota. O să o punem aici momentan. Bun, și o să scoatem motorul. O cheie de 11. Să nu mai sară în aer. Dar ia stai, prima dată hai să mă asigur că e frână de mână trasă. Deci, trasă, bun. Bun, băie, deci în acest episod o să reconstruim motorul, facem brand new, efectiv, facem brand new. O să mă doară creierul, sincer, chiar dacă eu nu am așa ceva. Însă nu mai contează, ok? Bun. Prima dată o să cadă. Ok, nu s-a mai buguit. Însă... Mă bucuram și eu că nu s-a întâmplat nimic și s-a spart parbrizul. Da, mă rog, o să-i zicem lui fletarii să ne înlocuiască parbrizul. Bun. Bun, fraților. Acum, problema la mașina noastră este că pistoanele... Wow. Pistoanele sunt stricate. Asta este singura problemă. Mai sunt și alte piese care sunt stricate și, gen, probabil de-aia mașina nu accelerează. Așa că... Bă, frate, dar nu poți să stai și tu locului odată? Pentru că nu te mai suport. Bun. Hai să deșurubăm noi prima dată. Hai să scoatem fan belt-ul. Îl scoatem de aici. Și o să venim cu o cheie de 10. Ca să deșurubăm alternatorul. Dă-l jos. Momentan, da. Schimbăm alternatorul, dar... Haide totuși să schimbăm și pumpa de apă. Vreau mai întâi piesele astea basic, știi, gen alternatorul și așa mai departe.
Însă, uitați, deci ca să vă explic cum funcționează mecanica, tu, practic, când ai o piesă jos de motor, apare la fletarii pe raft. Și piesele astea de la fletarii sunt brand new. Gen, practic, sunt noi nouțe și sunt într-o condiție perfectă. Sunt, practic, într-o condiție 100%, tași din gură fletarii și dăm piesele. Bun, hai că ești plictisitor. Da, ești plictisitor, fletarii. Bun. Oh, fuck, da, și am uitat de ceva. Imediat umblăm și la partea de sus a motorului. 2 secunde numai. Unde este alternatorul? E fletarii nemernicul. Ok. Bun. Ok. O să dăm 1, 2. Vreau ca pistoanele să fie efectiv ultima parte, pentru că practic aia e problema. Pistoanele. Știi? Și... na. Noi practic vreau practic să înlocuiesc pistoanele. Mă rog, cam toate piesele de motor vreau să le înlocuiesc, dar gen vreau mai întâi pistoanele, știi? Gen, mă rog, pistoanele să fie ultima. Bun. Hai să înlocuim acum starterul. De fapt, nu. Fuel pump-ul vreau să înlocuim. Și după starterul. De fapt, am o idee. Hai să le deșurubăm pe ambele. Facem și asta. Bun. Și acum o să deșurubăm. Mă rog, o să montăm starterul nou. Și fuel pump-ul nou. Ok. Pompa de benzină, cică. Acum vom deșuruba noi cylinder head-ul. Tony, nu întrebați ce e cu mine. Sunt puțin obosit, dar n-am să fac. Vreau să filmez episoade, frate. Vreau să le filmez pentru că nu mai vreau să rămân pe din afară, știi? Bun. Rocker cover. Ok. Luăm cheia de 8. Vreau să locuiesc head gasket-ul pentru că este, după cum am zis în programelul ăla, opa, este într-o condiție de 15% și este cam degradat, să zic așa, și nu prea e ok. Ok? Deci luăm asta și asta. Bun. Acum trebuie să luăm head gasket-ul, îl punem înapoi. But the idea is that we have to take the pistons out, you know? Ok, că am vorbit dacă e. Ia ăsta. Satana! Ok. E bine dacă e. De asemenea, trebuie să luăm ăsta. 8-ul. Mă lauta. Ok, momentan nu vreau să-l montăm pentru că vreau să scoatem practic majoritatea pieselor ca să schimbăm cutia de viteze, pardon, pistoanele. Vreau să deșurubăm tot motorul, să desprindem tot motorul. Bun, și cautați, băieți, unde avem noi probleme la pistoanele astea nenorocite pe care însă și le scoatem din numărul, le înlocuim. Trebuia să fiu deștept, mă, trebuia să fiu deștept de la început să iau piesele noi, mă. A, uite că nu prea ne-a trecut prin cap. E, se pare că nu sunt așa de deștept precum pare. Și voi că apare înțelegeală.
Bun, am pus asta, l-am pus. Acum avem asta. Și am reușit să zic așa. Și multe în viață, bă băieți. Facem și lecții de viață. Bă, se vede că sunt obosit, se vede după vocea mea. Ok, și oficial pot să spun că am înlocuit toate piesele de motor și că am refăcut motorul de la zero, literalmente. Acum nu rămâne decât să lăsăm mașina la tătai și o să fac eu o schemă. Și o să, ca să fac să dau skip la toată reparația asta, pentru că eu vreau în episodul ăsta să facem test drive. Și ce zic? Bun, acum încă nu punem motorul. Ok, de 14. O să deșurubăm asta. De asemenea vreau să schimbăm și jențile. Dar vreau asta după ce terminăm ITP-ul. Bun. Acum o să facem noi așa încât să luăm half shaft-ul. Să le punem aici. Pentru că au căzut, un motiv sau altul, au căzut. Momentul în care am... în care am desfăcut motorul. Bine, e și normal că n-am mai luat chestia aceea gen cu care am montat motorul și probabil de-aia căzut, știi? Habar n-am, sincer, dar mă rog, chiar nu mai contează. Ok, acum putem spune motorul. Luăm 11 ca să fim pe fază. Luăm motorul frumos și îl poziționăm. Poți să-l pui și așa, gen, fără prostia aia. Dar gen e puțin mai complicat, știți? Uite că au apărut șuruburile. Uhuu! Motorul, fraților, este oficial în mașină. Aaaa, dacă nu mi-a dat bătăi de cap, să mor eu dacă nu mi-a dat bătăi de cap motorul ăsta. Amu! Bun. Hai că e bine. Văd că au rămas conectate cablurile. Ok. Văd că nu avem o problemă. Atunci hai să-l prindem cu 7-le, să prindem ăla. Da, deci oficial pot spune că am pus motorul, este în funcțiune. Acum nu rămâne decât să văd dacă s-a scurs ăsta de la radiator. S-a scurs un pic. De asta mi-am și cumpărat. De asta am și cumpărat culant. Pentru că gen na, nu vrem să ducem lipsă. Oricum o să-i schimbăm radiatorul, că ăsta nu face față. Și acum hai să-i punem ulei. Îi punem ulei. Bun, hai că am pus motorul. Motorul, doamne, ulei. Hai că sunt deștept. De asemenea, aici să luăm o cheie de 8 ca să deșurubăm bateria veche. Da, mi s-a făcut setea pe roșu. Dacă mor, am beligăuzul. De fapt, nu neapărat că oricum mă respawnez. Luăm bateria veche. Hai să o lăsăm aici. Acum o luăm pe cea nouă. Bateria nouă. Care, eu zic, ar trebui să facă contact mai bine cu mașina. Ok, acum hai să luăm noi capota. Să punem piesa de rezistență la mașina asta, capota. Încerc după să pun capota. Bun, așa că hai să mergem noi aici la nenea fletarii. Terve, terve, și să bifăm noi aici la service. În primul rând, wheel alignment, brake check and repair, repair așa. Deci să ne repare asta, engine adjustment, da, engine tuning, să înlocuiești parbrizul, te rog frumos, suspensia, asta nu ne trebuie, ăsta, nu ne trebuie, la car body vreau să repare cam tot, te rog frumos, pentru că sunt un dobitoc și nu știu să conduc, ok, car paint, vrei să faci metal, I guess, adică ar arăta bine. Hai să o facem așa. Rim polish. Nu. Bun. Și ăsta ne zice că putem să luăm mașina lui. Dar în fine, haide să salvăm. Și facem noi acum o magie. Mașinuța noastră ar trebui să arate... What?
Proievișinie? Ok. Mă, nu ți-am cerut să faci mașina vișinie. Da, îți mulțumesc, bine, cred că e metal și pere și de-aia, dar arată șmecher. Trebuie să recunoașteți că arată șmecher. Ok, hai să-i punem capota. 6 mm, da? Este prinsă cu 6 mm. Nu știu exact dacă dacă a reparat-o cum trebuie, dar bănesc că da, a umblat el la motor și sigur a reușit să repare. Foarte de cap. Nu, am făcut o magie din programul acela din mânsă pe editor și a fost totul mai bine, dar că băieți, hai să vedem dacă mașina noastră este complet gata, complet reparată. Hai să vedem. Pornește. Ok, văd că a rezolvat problema cu accelerația. Stă într-un 14. Hai să vedem. Facem testul final sau nu? Pe unde vrei să mergeți? Vrei să mergem... Hai să vedem noi. Ia. Ok. Yo, ok. Știi, trebuie să verific ceva. Stai așa, să verificăm. Uleiul cum e pus? Ok, uleiul e la maxim aparent. Ia să vedem hood lock. Ideea e că ar trebui să fie un 14 gen mai tot timpul, știi? Gen... Ia stai un pic, hai să învătim un pic de șurubul ăsta. Pentru că nu prea-mi place situația. Cam prea mult 17. Uite, cam atât ar trebui să fie, știi, ca la mijloc, la, gen când ajunge temperatura la mijloc să fie un 14, știi, asta ar fi cel mai bine, dar, băieții, cred că mașina noastră este complet reparată, un thumbs up pentru Fetari și pentru munca lui depusă. Uite, să se pocnească așa, știi, hai să vedem dacă ne-a reparat-o, însă eu zic că a reparat-o mașina, ia să vedem noi. Ok, îmi place. Se comportă bine pe drum. Uite, vedeți că a ajuns deja la 14, ceea ce nu prea îmi place. Da, în fine, nu prea contează. Hai să vedem. Ok, văd că frânele le-a reparat. Deci, nu mai, adică, gen, știți că atunci când punea frână, nu punea frână direct, nu prea țineau frânele, da? Hai să facem ea, facem stânga. Hai să vedem. Ok, văd că, deci, din stat observăm că s-a reparat. Cilindrii văd că sunt reparați. Ok, mi-am pus centura, da. Îmi place, îmi place cum merge. Este mâna a patra. Cred că nu, cred că e ideal și de-aia nu urcă. Să-i băgăm un pic în a treia, dacă știi cum zic. Da, merge ok. Uite, a ajuns deja la 130, ceea ce mă bucur. Ok, suntem la 140. Mă, ce dracu are, mă? Ok. Bă, deja am atins 140. Ok, îmi place. Deci chiar îmi place. Bă, fraților, cred că am reparat mașina, sincer să fiu. Mă. Nici nu vine să cred că am reparat mașina. Mă enervează un pic chestia asta, trebuie să recunosc, dar... Na. Ok. Văd că s-a oprit la 150, dar îți dai seama că nu poate motorul ăsta mai mult. Hopa, scade viteza. Bă, da, mă enervează că gen... Temperatura asta, radiatorul ăsta, știi, asta mă enervează pe mine. Că se încălzește prea tare motorul și mie să nu ia foc, știi? Dar uite, bă, că merge bine de o dreacu de mașină. Uite, văd că gen n-are probleme. Potește foarte bine de altfel. Adică roțile sunt aliniate la perfecție. Mai trebuia să-i punem radio-ul, dar na. Da, bă, că, bă, pot spune că oficial am reparat mașina și sunt foarte mulțumit. Adică mă bucur că am reușit să o repar. Uite, bă, are frâne foarte bune. Cred că, dar nu știu de ce am venit la Teemu, sincer. Nu știu, am venit așa, să ne mai cumpărăm una alta. Dar oricum, băi, chiar sunt fericit că am reușit să repar mașina, să-i dau de cap. Yeee, tălpă ăsta, ce faci, mă, Ilie? Uite-l pe ăsta. Hai să dau, nu, hai să dau cu spatele, că ăsta e prost și îmi lovește mașina.
Efectiv, dar hai să am și eu grijă totuși să nu lovesc mașina, pentru că abia am adus-o de la reparat, nu? Ok. Da, mă băie, ce să zic, mă bucur că am reparat mașina. Chiar mă bucur, sincer. What the fuck, cineva să aude. Ok, văd care ce are, 2-stroke fuel, motor oil. Ok. Dar nici nu am ieșit de magazin, nici nesimțit. Haideți totuși, uite, m-a rămas niște lapte aici. O să-l mai beau? Da, aparent pot să-l beau. Uite, apare la picioare. Ok, interesant. Ce vreau să mai cumpăr? Uite, vreau să cumpăr un de-asta. Seat cover. Căci n-am văzut că pot să-ți cumperi și pentru... pentru scaune. Și vreau să arate mișto, nu știu de ce. Dacă, nu că nu știu de ce, dar chiar vreau să arate mișto. Du-te, dracu, bă, vere, schită, curse. Dar arată mișto? Ziceți, băi, dar n-arată mișto. Bă, bune, acum. Poți să pui și pe volan, dar nu poți să pui pe volan în stop. În fine, am vrut să fac asta. Acum... nu știu, hai să mergem... hai să mergem acasă? Hai să mergem acasă acum. Pentru că, gen... da, am reparat mașina, am vrut să mai trec un pic pe la Timo. Oficial am ajuns, băieți, deci fără nici măcar o problemă, efectiv, adică, na, s-a răcit motorul, că na, și-a făcut și radiatorul la treaba, n-am mai avut nicio problemă, bă, chiar mă bucur că am reparat mașina, deci n-aveți idee cât de fericit pot fi, facem un drift așa de intrare, ia uita și tractorașul care, bă, ok, nu mai schimba în treapta întâi, ia uita și tractorașul care ne-a ajutat să construim această mașină, pe care ne-am folosit la începutul seriei. Bun, hai bă că e bine mă, n-ai ce să zici. Hai, ușor. Bun. Și acum avem și noi o mașină normală, mă. Acum putem și noi să-i dăm ok, liniștiți. Știi ce zic? Bun, am ajuns întregi, mașina întreagă. Și mă bucur. Bă, îmi place culoarea asta. Chiar e mișto. Da. Na, e mișto într-adevăr. What? Bro, abia am reparat-o! Come on, abia am reparat mașina! În fine, hai să punem radio-ul dacă tot am ajuns. În fine, hai că... hai să mă duc să salve. Și la voi, băieți, cam ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost pe 2008 și ne vom reauzi la un episod. Sper că când o fi. Și na, ne-am zis data viitoare. Pa, pa!